Hai să-ți explic pe scurt principiile după care funcționează economia. Eu îți spun simplu cât ai spune leu, dar în realitate lucrurile sunt mai complexe. Economia funcționează în cicluri economice de aproximativ 8-10 ani, evoluții ce se repetă și se repetă și se repetă. Ciclurile economice au două faze, creștere și descreștere. Fiecare fază cu etapele ei. Creșterea inițială apare după criză. Finanțele se organizează, se achită datorii și rămân resurse. Consumul începe să crească și economia își revine. Creșterea intermediară e viața bună. Producția, comerțul și salariile cresc, dar populația nu economisește suplimentar, ci cheltuie tot și se axează pe consum, stimulând economia și mai mult. Banii zboară spre dorințe, haine, distracții, gadgets. Creșterea explozivă e atunci când economia duduie, iar oamenii își doresc achiziții consistente. Mașini, case, investiții imobiliare. Dobânzile sunt mici și cererea pentru credite crește, iar odată cu consumul cresc și cheltuielile. Dar cererea în exces, care nu este susținută de o creștere similară a ofertei, poate determina creșterea accelerată a prețurilor. Scăderea inițială e începutul apariției norișorilor gri. Pentru a tempera creșterea prețurilor, băncile centrale măresc dobânda de referință, ceea ce duce la creșterea ratelor și, prin urmare, la scăderea creditării. Consumul se contractă și veniturile scad. Contracția finală e fix înainte să se lumineze. Acesta este punctul în care economia atinge cel mai scăzut nivel înainte să înceapă din nou să crească. Acum pot apărea oportunități pentru cei pregătiți cu economii. Paradoxul economiei moderne. Când o ducem bine, vrem și mai mult și mai bine, cheltuim și ne îndatorăm, iar când dăm de greu, ne aducem aminte că e bine să economisim. Și fix asta face ca balanța dintre cerere și ofertă să se dezechilibreze și să formeze cicluri economice. O economie sănătoasă poate avea perioade lungi de creștere, însă trece mereu și prin faze de contracție. E bine ca în fazele de creștere, când entuziasmul este ridicat, să reziști tentații consumului și îndatorării în exces și să ai în vedere că probabil vor urma perioade mai puțin favorabile în care ar trebui să ai o plasă de siguranță.